Misiune de salvare incredibilă în Oradea. Un echipaj de pompieri care ieșiseră din tură a observat o casă cuprinsă de flăcări. Au intervenit imediat și au reușit să salveze întreaga familie, formată din părinți, un copil în vârstă de 1 an și jumătate, respectiv un sugar de 4 săptămâni. Atenție, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Au fost clipe de groază pentru o familie din județul Oradea, după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul puternic, care se manifesta la nivelul mansardei și acoperișului casei, a fost văzut de 5 pompieri care treceau prin zonă după tura de noapte. Salvatorii au pornit imediat spre locul de unde văzuseră fumul și au sunat la 112 pentru a-și chema colegii. Pompierii au reușit să salveze din casă un bebeluș de 4 săptămâni, un copil de 1 an și 6 luni, dar și pe părinții acestora. În același timp, echipajele de intervenție au oprit alimentarea cu energie electrică, au scos din locuință o butelie pentru prevenirea unei explozii și au evacuat 3 animale. Pompierii au reușit să stingă flăcările înainte să cuprindă întreaga casă. S-au produs însă pagube însemnate la nivelul mansardei și acoperișului.